vrea să fac o adendă la registrarea despre psihiatrie care am făcut-o mai înainte și aș vrea să spun niște lucruri care sunt relativ puțin, dar adică ca și cantitate, dar sunt niște idei foarte importante și noi pentru anul 2022 cât suntem acum. Cum am spus, tura aceasta a fost o tură în care efectiv am citit și alte cărți afară de Biblie. Ca internare, asta e Biblia tatei. Mi-a dat-o acum, am făcut schimb, zicem. Asta este cu scris mare. Ce o să spun? Am citit Horia, mă scuzați, Eugen Lovinescu, Critice 1. N-am citit toată cartea, dar am patulat prin ea. Am citit poeți. Am citit câte un puțin din noi ca jurnal filozofic. Asta acolo, vreau să zic. Mai puțin de două luni. Am citit Ion Pilat mai mult. Și cu Debacovia. Alexandru Macedonski cel mai mult. Până cu Ion Pilat. Și încă unul sau doi film. Dar ideea e deci blatul e Biblia. Dacă vrei să reziști psihic oriunde. Dar cum zice tata, niciodată să nu fii, să oferești de omul unei singure cărți. Bun, și ce am eu de spus? Păi am de spus două idei psihiatrice care ne vor lumina foarte mult. Una mai veche, de când l-am cunoscut eu pe doctor, să-l numim, hai să-i spunem Simion. Doctorul Simion. E bine, știți cum e? Nimeni nu ajunge de la sine însuși, de obicei, la psihiatrie. Îs traume, îs ani, îs probleme, îs lucruri, îs necazuri. După aia ajunge și vai, și lumea zice că e nebun și vai, că nu știu ce, că nu știu. Și ce am vorbit eu cu doctorul Simion, ca să-l numim așa, far și cheamă, numele lui, prenumele. Și am zis că, domnule, sunt nebun, cred că sunt nebun. Și zice, eu cred că nimeni, și el este un doctor tânăr, e cu câțiva noi mare ca mine, cam așa ce. Nici acum nu știu anul că cu cât diferență, dar oricum suntem destul apropiate. Și zice el așa, că asta mi-a spus în 2013-2014, așa. Eu cred că nimeni nu este nebun, nici din cei care vin la spital, nici din cei care nu vin, ci sunt oameni care au o problemă pe care trebuie să o rezolve. Bun, asta a zis în 2013-2014. Ce mi-a zis acum? Ca prin 2013 am vorbit, atunci acum asta a fost printre primele lucruri care mi-a spus. Fac un amănunt pentru o picanterie, așa. Când m-am dus la el la cabinet, că m-a chemat, el era la alt pavilion, stătea cu mine pe masă și zâmbea.
am zis că eu nu am încredere în dumneata. Și zicea, de ce? Pentru că ai mâini de securist. Eu eram obsedat atunci de securiști, zec chestii. Și zice, dar tu de ce spui că am eu mâini de securiști? De ce spui că am mâini de securiști? Pentru că nu sunt muncite. Nu ați muncit. Ba nu, am muncit și eu. Când eram acasă, am muncit și eu o muncă la grădină, la casă. Și dau un amănunt, să nu credeți că a fi medic psihiatru este un fel de imperiu. De exemplu și el, acum este orfan. Un an, sau putem spune chiar 2, cred că din 2021, mama dumnealui, îmi permit să spun lucrurile astea pentru că este un om deosebit și pe care merită să fie imortalizat. Bun, și care este cealaltă idee care mi-a spus-o acum? Stai să ne amintesc exact cum a fost iaba, ca să mă pot formula precis. Mă să găsesc mouse-ul. Mai puțin. În fine, într-o conjunctură de întâmplări, nu mai țin de exact care, aici nu intervine și uitarea. Uităm lucruri neplăcute. Nu pot să spun acum exact cum. Ajunsese la idee că cumva că ca și cum aș fi logic sau aș fi, tot ar fi mintea mea sau lucruri din astea. Deci că nu fac parte din umanitate, ca să zic așa. Ceea ce contrazice primul precept în 2013. Și am dus la doctor Terpeș, la doctor Simion. Și am spus, domnul doctor, până la urmă, care este problema mea? Că eu, uită, pot să citesc, pot să scriu. Pot să scriu foarte frumos, dar nu mai puțin. Pot și eu poezii. Romani, povestiri, piese de teatru, texte critice, pot să filmez, pot să fac față unui filmat, sau mai știu ce. Și zice, da, este adevărat, ești bine, ca orice alt om. Numai că ești o persoană care ai unele probleme. Nu că ai probleme cu alții, ci ai tu probleme. Îți pui diferite probleme. Și aici asta vreau să ajung. Asta m-am gândit poate și atunci, sau mă gândesc acum, că asta înseamnă a fi un intelectual. Îți pui pe multe probleme, pentru că și Isaac Newton, dacă nu se gândea la cel ocean pe care nu avea să-l cunoască niciodată, nu avea multe lucruri, nu? Sau James Watt, sau ăla care a făcut locomotiva, cum se chema. Treaburul. Deci asta am vrut să spun eu și acum fac o pauză să văd dacă nu mai am ceva de spus. Da, este adevărat. Pentru a fi onest, că sunt tarat. Dar în ce sens? Nu atât într-un sens negativ. Bine. Și trebuie să iau medicamente și să facă terapie și toate astea, dar într-un sens al intelectualității,
toată lumea știe, cei care au vârstă acum, cum era literatura înainte, nou roman francez, nou val francez, Toussaint, cu Camera de Baie, am citit și eu. Literatura aia vagă, oameni pe o plajă, mă refer cuplu pe o plajă pustie, dialogul sau valul sau... De exemplu, era un pictor, l-am găsit în secolul 20, care picta doar pe un notător care se arunca în apă. Numai asta era tot ce picta el. Deci erau oameni ăștia care căutau ceva. Și din acești oameni ne-am născut și noi. Uite, văd aici Shakespeare's Sister, Break My Heart, un topic foarte bun, foarte, foarte bun. O să termină. Nu. Așa că mai mult ce să vă zic, dragii mei. Avea probleme. Este poate ceva ce vine de la Dumnezeu. Pentru că rezolvând problemele de azi, cei de după noi rezolvă problemele de mâine, pentru ca cei de după ei să rezolve problemele de poimâine. Și noi, până la urmă, suntem trecători, iar asta nu este o predică. Este un adevăr, este poate... Nu vreau să fiu nici cum. Este un adevăr adevărat. Că suntem trecători prin viață. Și Dumnezeu, în încheiere voi face un lucru pe care l-am făcut la spital. L-am făcut cu mâna stângă, pentru că eram la peretele pe stângă. Spune, înainte să merg la spital, m-am uitat la Ihlbom Brand. Am avut șansa aceasta. Dacă zici, ar putea vorbi. Și zicea că Richard von Brandt a scris cu ceva ce a avut el pe perete cuvântul Iisus. Cu speranța că cineva va citi și va da speranță. A fost trimis la o carceră. Eu am scris cu degetul. Scris. Ați zis de toate două sau trei ori. Dar bineînțeles că n-am lăsat nicio urmă. N-am simțit de petalat cu degetul. Să spun că m-a ajutat. Deci, acum aveți, acum mă apucă pe mine geniul. Când însă Dumnezeul nostru este crucificat, bătut, dacă stai să citești aici ce am citit eu de o viață, și dacă vezi cât a fost de răstignit și de hărtănit, de rupt în bucăți, cât a fost de crucificat, vă dați seama ce înseamnă crucificare. Să fie acolo, să fie efectiv în ghearele romanilor și ale iudeilor, să nu mai ai niciun Dumnezeu fața lumii. Dar ce a făcut Domnul? A înviat. Aceasta fiind spuse, am să repet cele două adevăruri care sunt
spuse de un medic pentru oameni care poate nu au mers încă la medic. Nu există oameni nebuni, ci numai oameni care au o problemă. 2013. 2022. Nu există oameni, cum să zic, aiurea, ci numai oameni care sunt relativ normali, cum sunt și eu, probabil, dar care prezintă unele probleme și problemele mele care sunt pe hack, fiind s-o dus cu puta, moșchetarii s-au bătut cu florete, ei au făcut nu știu ce, Hamlet nu vrea să citească Biblia, să se pocăiască, să se căsătorească, nu? Deci fiecare era cu... Și astea sunt problemele mele. Problemele lumii, de fapt. Acum știu că v-am uimit, dar fiecare avem câte o vocație, nu? De asta este frumos să... Eu vă recomand, în încheiere, să vorbim frumos unii cu alții și să ne lucrăm, cum spuneau cei de la Racla Online, textele pe vremuri. Deci să, ca și Eugen Lovinescu, să muncim pe ceea ce spunem și chiar să revedem, dacă se poate, dacă se mai poate azi. Să, dacă nu putem să revedem, să revenim asupra celor ce le-am spus. Și vreau despre nimeni.